Hai să un pic mai încolo. Încolo? Oh, mi-ai murdărit-o! Păi tu ai pus acolo. Așa țin eu tot episodul. Hai, salut, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu mami. Aici sunt aplauze pe fundat. Ah, salut, nu știm. Fără să vorbești, doar faci să nu-i bine. E bine, perfect. Și astăzi o să filmăm un clip incredibil de șmecher. Mami a venit cu ideea, după cum bine știți, sub capacele de la Timbark, niște mesăjuțe. Dacă să plecăm, da. Ar veni. Pa. 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 Noi am ales niște mesaje random. Eu zic mesajul ăla drăguț, după care trebuie să zicem o povestire related, care să aibă sens, care să se potrivească cu... Să corespundă. Să corespundă cu citatul. Nu știu dacă ați înțeles ceva, dar hai să începem. Mami, ești gata? Stai că mă solim mașina. Bogdă! Că te așteptăm să pleci. Ești gata, mam? Cauți ceva? Ia zi. Caut ceva? Mereu caut ceva. Nu, 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 amintire cu cauți ceva. Bine, tu... Ai ceva ce-mi place. Tu... Ai... Așa. Într-un videoclip ai spus că mai umblai în portofel. Când am zis eu asta? Ba da, și că mai îmi luai bani. Nu e adevărat. Ba da. Niciuni. Eu nu te-am prins niciodată. Da, nu ți-am luat bani. Mulți. Ia zi. Vorbește tare, că nu ne auzim. Permuțea. Okay. Am sesizat că toate sunt pozitive. Așa. După câteva minute bune în care mami tot vorbea despre capace și nu mai știam cum să zic să treacă la subiect. Așa. Cu siguranță. Da, bă, mami. Da. Ce faci? Da, vreau să-ți dau mesajul. Păi, da, dă-mi-l, că de 2000 tot încerci. Dă mesajul, okay. De sub capac. Sub capac este un mesaj foarte simplu. Ok. Format dintr-un singur cuvânt. Așa. Care este... Gata! Gata? Gândește-te la lecții și la teme. La lecții și la teme? Da. Amintire amuzantă. Păi, amintire amuzantă cu lecții și cu teme, e când m-ai făcut să plâng. Mai știi pe aia? Nu, păi, hai să văd. Era mai micuț. Așa. Și aveam de scris o compunere. Ai detalii? Am scris eu ce am scris, după care la un moment dat scriu. După ce am terminat de mâncat, șoferul nu știu ce, dar n-am pus virgulă. Tu te-ai apucat să citești după ce am terminat de mâncat șoferul. Și ați început să râdeți amândoi de mine și tu și fratele meu și am început să plâng. Vai, nu a fost foarte amuzant. Păi pentru tine nu vadă că virgula e foarte importantă. E foarte deci important. Să știi unde o pui. Dacă nu o puneți bine, plângeți. Puteți să mâncați șoferul? Bun, acum zi tu amintire cu gata. Ok, deci în legătură cu ascultatul, cu lecții, cu teme, capitala Ungariei, Bogdă pas, Bogdă pas. Ei zic, hai că poate pasta nu știe. Era grea. Era grea. Capitala Italiei. Uhu. O, pas, pas. Mai intră buna, capitala Franței, pas. Deci nu pot să cred că la toate au fost pas. Dar la România cred că am știut-o. Nu-i sigur. Ah, ok, ok. Nu-i sigur. Dar acum dar știu că e Budapesta. Da, bravo. Profită la maxim. Ia zi o amintire cu profită la maxim. Eu am preferat să profiți la maxim de timpul tău. Wow. Să-l folosești pentru tine. Da. Tu știi destul de bine asta. Mami? Da. Încercăm să fim amuzanți. Caută ceva amuzant. Amuzant să profiți la maxim? Da. Ora de culcare era 9:10, dragilor. Da, era. Era 9:10. Eu îmi respect și acum. Mi-ar place ca și el să facă asta, dar nu mi-ar face. Plăcea. Mi-ar plăcea să venea ora 10, Bogd închide calculatorul. Și îl închideam. LOL, metin. Nu LOL, numai metin, metin. A, așa, da. Și LOL. LOL mai târziu, LOL. Atunci nu mă ascundeam. Ce credeți că făcea? Îl închidea, se punea frumos în pat, aștepta să adorm și începea din nou cu... Metin. Spărgeam metine, mami. Spărgeam metine, așa într-o dădeam niște pum la metine. Și chinionul lui era că eu mă mai trezesc. Bineînțeles că veneam foarte, foarte încet ca să nu simtă că de fapt eu urc scările, ca să nu aud. Și când urca scările... Bogdan, închide calculatorul! Alt mesajuț. Crede în minuni. Referitor la crede în minuni. Uh-huh. Bogdan, an de zile, an la rând, a avut grijă să piardă telefoane. Da, eu l-am sunat pe ăla. Exact. Asta e amuzant! Dacă știi cum am procedat, că da, am avut pașii, hai. Stați să vedeți la mami ce șmecherei. Deci mi-am pierdut telefonul ăla și ăla nu a scos cartela din el. Neinspirat, total neinspirat. Da, neinspirat hoț, slab hoț, slab, slab. No, și mami a sunat de pe fix încă. A sunat de pe fix și zis că da, sunteți câștigătorul la nu știu ce sumă de bani. Sunt de la un post de radio. Oh. Sunt de la un post de radio. Și ați câștigat că v-ați înscris nu știu ce. Și zice că hai să ne întâlnim să vă dau suma aia de bani. Și vine ăla cu telefonul ca să-i dai mami banii. Și după aia pam, palmă peste cap și eu luat telefonul. Nu e adevărat, nu i-a dat palmă peste cap. Bun. Au venit așa pe moment, pur și simplu. Ce palma? Nu, chestia. Ia-mă cu tine. Ai ceva amintire? Eu am. Când mergeai la nunți și nu mă luai cu tine.
Dar hei, puteam să mă joc medin până dimineață. Bine, la anunțile foarte importante, ianuarie. Aprob. Am pierdut câteva seri de metin 2, dar am un fol la nuntă. Da, și au fost mari dansatori. Bogd a fost cel mai mare dansator. Să nu exagerăm. Hai, vreau să te gândești la o întâmplare. Taică meu, când eram mai mici, nu era foarte mult pe acasă, că lucra. Și au venit într-o zi și mi-a adus o broască. E cauciuc. Și mie nu-mi plac broaștele. Și el m-a făcut să plâng cu broasca aia. Să știți că oricum, de câte ori plângi, nu e un lucru rău să plângi. Nu, deci e fain. Eu plâng mereu. Fac și acum. Se termină videoclipul, ne apucăm și plângeam amândoi. Mai avem baterie. Plinul. Ca să vă dați seama ce copil inteligent eram când eram mic. Ce am făcut? Am aprins focul. Deci nu aveau voie să facă foc. Mica, nu bunii. Mica. Mica, îi zice. Doar că ei s-au gândit să încerce și varianta. Să vedem cum să vadă se face cum funcționează. Ai dat foc la hârtie? Am dat foc la hârtie. Au căzut jos din sobă. Și cum s-au gândit ei să stingă focul? Cum credeți? Cu clean, cu soluție de șters geamuri. Cam asta a fost și clipul. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați de canalul nostru de YouTube, Teambark Fan Club, pe care postăm în fiecare vineri câte un episod, un challenge, un clip. Sunt eu cu Bibi și cu Vlad Grigore. Aveți linkul în descriere și aici la final și aveți peste tot. Deci îl găsiți. Îmbrățișează-mă. Bine, pa! Hai cu surba, hai toată lumea, joc!